Da, bună ziua, la mulți ani, să rămână doamna Tabăra. Așa cum deja vedeți, suntem în Consiliul Județean, sunt de acord cu doamna vicepreședinte Camela Tabăra, 2023, un an greu din punct de vedere politic, să vedem cum arată administrativ, dar la mulți ani încă o dată. Și vreau să vă întreb, în primul rând, cum ați încheiat 2022 și care din proiectele pe care vi le-ați propus au fost îndeplinite? Cum vi s-a părut anul? Da, mulțumesc mult de tot pentru invitația de a participa la emisiunea dumneavoastră. La mulți ani tuturor! Doamne ajută să avem un an cu liniște, cu pace, cu sănătate și să putem să împlinim cât mai multe din obiectivele pe care ni le-am propus. Eu, ca om politic, la începutul mandatului, alături de domnul președinte Radu Moldovan, să continuăm, în esență, proiectele de dezvoltare ale județului. Suntem în faza în care am făcut bilanțul anului 2022 și stăm cu fruntea sus în fața alegătorilor și a celor care ne-au trimis aici, pentru că am reușit să bifăm rând pe rând toate proiectele majore pe care ni le-am propus în, bineînțeles, sfera noastră de activitate. Și aici eu o să mă refer, înainte de toate, la chestiunile de care răspund în mod direct sau pe care le coordonez. Și unul dintre cele mai sensibile subiecte sunt cel al serviciilor sociale. Vedem și în zilele noastre câte probleme, câte vulnerabilități sunt în această zonă. Și pot să spun că tot ceea ce ne-am propus să realizăm și să reașezăm și să descentralizăm am reușit. Chiar la final de 2021, cumva o activitate majoră, a fost acasă de copii din Beclean, a fost desființată și reînființate 7 căsuțe de tip familial și bineînțeles că au fost probleme sau provocările, aș putea spune, legate de noua viață acestor copii și a lor și ei între ei și a noastră ca și coordonare, de la modul în care îi transporți la școală, la modul în care încerci să îți atingi țelul pentru care ai făcut aceste căsuțe, să ai activități conexe care să le dezvolte abilități de viață, de integrare în viața comunității și în tot ce înseamnă viața orașului Beclean. Ei sunt cu căsuțele undeva în zona Figa și am dezvoltat alături de Cârjăraie, de inspectorat, de școli, de primărie, de tot ce, de biserica din Beclean, un program educativ, astfel încât copiii să fie antrenați la cât mai multe activități și încet, încet să se simtă și unii ca parte integrată și ceilalți să-i considere de-ai lor și să fie în ton cu mersul normal și bun al orașului. O altă provocare a fost desființarea tuturor serviciilor de pe strada Toamnei, pentru că am identificat acolo un spațiu foarte bun și potrivit pentru acest proiect major pe care îl are județul, dezvoltarea Universității din Târgu Mureș cu extensie la Bistrița. A fost un succes total. Ne spunea domnul decan că de la început, din prima sesiune, pe cele 100 de locuri a existat concurență de 2 pe un loc și s-a făcut imediat cifra de școlarizare și un interes maxim din partea oamenilor din Bistrița pentru acest nivel universitar, licență asistent generalist, ori asta înseamnă niște obligații din partea noastră și acel spațiu cu finanțări ulterioare va deveni un mini-campus extrem de potrivit și adecvat pentru învățământ de medicină și, bineînțeles, în paralel și acest lucru extraordinar, demersuri astfel încât Spitalul Județean să devină spital clinic, care înseamnă avantaje extraordinare pentru toți locuitorii
teritorii județului. N-a fost o chestiune simplă, pentru că acolo erau mai multe servicii. I-am relocat, i-am redistribuit, am reconfigurat organigrame, structuri, am stat de vorbă cu oamenii, până la urmă toate le-am așezat în cursul anului trecut și la final de an, cu ocazia sărbătorilor, i-am vizitat și am constatat cu bucurie și cu satisfacție cumva că fiecare s-a reașezat în spațiile distribuite. Mame minore și copiii străzii sunt în Năsăud. Am locuințe tot de tipul căsuțelor în Unirea și în Slătinița pentru tineri cu probleme, cu o serie întreagă de dizabilități și recuperări, centre de zi de recuperare, care deocamdată sunt relocați la Xei 1. Încercăm la Sfânta Maria, avem deja depus pe finanțare să modernizăm un corp de clădire unde va fi un centru de recuperare pentru adulții cu handicap. Și atunci toate cumva se reașează, am valorificat toate spațiile și am reușit să accesăm și fonduri pentru modernizări și eficiență energetică. Am făcut documentație pentru școli, pentru liniile de finanțare și apelurile prin PNRR pe eficiență energetică. E extrem de important să optimizăm și acolo costurile. Avem aproape 500 de copii în aceste școli inclusive și ieri am avut o întâlnire cu directoarele. Bineînțeles că nu ratăm nicio șansă de finanțare și prin programele care au fost promovate prin Ministerul Educației ne preocupă și dotările și tot ce înseamnă de linii de finanțare cu material didactic, cu elemente de tehnică de calcul și tot ce trebuie ca să poate lucra la cele mai înalte standarde, inclusiv cabinetele de asistență psihopedagogică, care sunt cumva bicefale, sunt în școli, dar răspund, adică sunt subordonate acestui cujraie, care este în subordinea noastră și, bineînțeles, și ele vor fi dotate fiecare acolo unde e locul de desfășurare în școlile respective. La biroul de transporturi a fost un an extrem de important. Practic se proiectează un transport județean, aș putea spune, la standarde europene, cu firmele de specialitate, cu un studiu de trafic, cu studii de dotări corespunzătoare. Am identificat 11 pachete de trasee, astfel încât în toate colțurile județului să se ajungă cu mijloace de transport nepoluante și confortabile. A fost o licitație extrem de grea și de complicată. Suntem în faza în care primele 4 se vor atribui în cel mai scurt timp și celelalte 7, licitația, deci la celelalte nu s-au prezentat. Am reluat-o și am urcat-o în sistemul electronic și sperăm până la jumătatea anului să finalizăm și această componentă. E în zona deșeurilor, cred că se și vede în spațiu public, lucrurile sunt cu mult mai bune. De când am modificat regulamentele, se colectează deja pe 4 fracții, am depus cerere de finanțare pentru dotare cu pubele și când zici pubele înseamnă, ți se pare că nu-i mare lucru, dar numai o categorie înseamnă peste 80.000 de pubele pentru toți locuitorii județului care stau la case. Și aici avem o relație foarte bună și cu ADI-ul și cu cei doi operatori cu care ne întâlnim periodic, astfel încât să armonizăm și să depășim orice fel de disfuncție sau de problemă
care poate să apară. Inclusiv ieri ne-am întâlnit în această zonă și cumva ni s-a semnalat că nu sunt suficient de bine reglate lucrurile pentru colibița și atunci în cursul săptămânii, în această săptămână și săptămâna următoare, vrem neapărat să ne întâlnim și cu reprezentanți de beneficiarului de acolo și cu primăria și să punem la punct. Este inadmisibil ca un loc atât de frumos să nu fie... Să și vede acolo uneori. Da, da, asta am înțeles că sunt probleme și trebuie să le rezolvăm. Ceea ce se pretează într-o parte, deci avem un regulament standard, dar acolo e clar că e un alt specific, acolo trebuie să se concentreze toată activitatea imediat după weekend, pentru că acolo e producția masivă de deșeuri. Da, am cumva identificat-o ca problemă și în cel mai scurt timp e rezolvată și problema drumului. Multă vreme a fost o mare problemă drumul, dar împreună cu primăria și cu reprezentanții operatorului vom găsi cu siguranță soluții să nu mai avem așa ceva. Am o colaborare foarte bună și cu ADI Turism. Am desfășurat o serie întreagă de activități pentru că încercăm să spunem că județul se pretează la o serie întreagă de activități colaterale și complementare, mă rog, unei vizite propriu-zise. Am făcut concurs de orientare, am făcut activități pe trasee de cicloturism, încercăm să viabilizăm cât mai mult și castelul de la Posmuș cu cât mai multe activități. Am avut o legătură foarte bună și cu ONG-urile care fac lucruri atât de minunate, Tășuleasa, Mucănița, Clubul Lions. În momentul în care ne-am dezvoltat strategia și ne-am propus o serie întreagă de activități, am avut și cu ei întâlniri ca să încercăm să ținem cont de părerea tuturor și cumva mai multe minți încercăm să găsim soluții foarte bune. Ne propunem pentru acest an, la solicitarea primarilor, vedeți că Tiha Bârgăului a făcut căsarul la Bistrița Bârgăului, împreună cu băieții de la Salvamont s-a identificat un traseu foarte frumos și cumva accesibil, să identificăm câteva 4-5 trasee de drumeție pe care să se poată să fie frecventabile și pentru turiștii care vin în zona Fântânele și pentru cei care vin în Colibița, cu timp, cu indicator, cu poveste, dacă se poate, deci cumva să dăm viață, povești din Munții Bârgăului, oricum ei sunt o atracție în sine, sunt foarte frumoși, să spunem exact acolo se poate merge, acolo nu se poate merge, să încercăm să eliminăm tot ce înseamnă factor poluant, care sunt traseele potrivite pentru bicicletă. Deci, cumva, în toate zonele încercăm să aducem la un numitor comun și interesul de dezvoltare a județului și o colaborare foarte bună cu primăriile, care încet, încet au înțeles că fiecare nu se poate dezvolta decât cumva în grupul zonei respective, pentru că asta este forța unei entități mai mari și progresul până la urmă. Da, cu la prund am rămas doar Dorul Crișan cu acea pârtie pe care încearcă din răsputere acum să-i găsească soluții. Da, Munții Bârgăului reprezintă, au așa ei, dacă vreți, ceva special, și la timp sunt și foarte sălbatici de altfel, da. Și foarte stâncoși și foarte abrupti până la urmă, așa și Heniu mare și Heniu mic. Vreau să am înțeles că aceste lucruri au fost îndeplinite, aveți o listă destul de mare și plină așa de succes. Urmează 2023 și cu siguranță că, așa cum vă știm, v-ați pregătit deja planul de bătaie, ca să zic așa, planul de muncă. Da. Ne încercăm să ne activăm. Am avut o primă întâlnire de lucru cu reprezentanții ADR Nord-Vest.
ne-au cumva direcționat și atenționat vis-a-vis de intențiile viitoarelor apeluri. La sfârșitul lunii ianuarie vor fi deja primele ghiduri finalizate și votate, după care vor apărea în consultare publică și undeva în vară deja deschise apelurile. Și atunci pe fiecare direcție și pe fiecare serviciu, asta este prima prioritate, să vedem ce putem valorifica din această zonă. Avem aici Comlodu, avem elemente de digitalizare a transportului, de elemente de optimizare a tot ce înseamnă accesul, informații, monitorizare în zona. Eventual încercăm foarte să reușim chiar și achiziționare de autobuze electrice în condițiile în care va fi posibil. De asemenea, tot ce înseamnă eficiență energetică, nu vrem să ratăm nimic, am inventariat absolut tot ce avem și să nu rămână nimic pe din afară. În principiu, asta este activitatea de bază și toate celelalte proiecte care sunt pe final de exercițiu financiar, care înseamnă ultima factură decontată, înregistrată și finalizată 31 decembrie 2023, toate să fie așa cum trebuie. Proiectele europene, până la urmă, înseamnă bani europeni, dar implementarea lor necesită maximă rigoare și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al demersului și achizițiilor care se fac, și atunci tot ce înseamnă finalizare trebuie să fie extrem, extrem de atent făcut. Știu că bugetul județului este acum în dezbatere publică și v-aș întreba pe dumneavoastră cum vedeți bugetul și care sunt, să zicem, principalele elemente în opinia dumneavoastră și a direcțiilor pe care le coordonați. Cumva asta a fost linia generală în momentul în care am început proiecția bugetului, prioritate maximă la cofinanțări. Deci pentru toate proiectele care sunt demarate sau urmează să fie implementate, înainte de orice să poată fi asigurate cofinanțările, dacă se poate și cu o minimă rezervă, pentru că de fiecare dată, în momentul în care e vorba de un șantier, e vorba de o lucrare mare de investiții care se realizează, întotdeauna apar vicii ascunse, apar elemente de imprevizibil care trebuie să fie asigurate și care trebuie să fie funcționale. Ca activități am făcut anul trecut o serie întreagă de activități, pentru că era o instituție care împlinea 30 de ani și cumva era un an în care am vrut să cristalizăm activități de bază în activitățile, în tot ce înseamnă activitate culturală prin instituțiile specifice. Revenim cumva la normalitate și fiecare încearcă să valorizeze prin activitățile care le face obiectivele majore pe care le realizează. La bibliotecă se va finaliza casa cu colecții. Muzeul județean va fi extrem de interesat ca activitățile pe care le face, câteva activități mari și vizibile și cumva de rezonanță, să se întâmple la Posmuș, ca să dăm viață și notorietatea pe care o merită. La noua sală polivalentă, o serie întreagă iarăși de activități care trebuie să o pună în valoare, pentru că este într-adevăr minunată. Am deschis și această linie de finanțare, am accesat-o împreună cu județele Suceava și Maramureș, de domeniul ciclabil, care e atât de cerut, suntem mândri de cei 200 de kilometri, să vedem ce înseamnă. Va fi în prima fază elementele de proiectare, care și ele necesită foarte multă muncă din partea administrației locale, elementele de proprietate, de avize, de
Sunt chestiuni care nu se văd, dar care sunt esențiale până ajungi la faza de implementare propriu-zisă. Și ca să le trec în revistă, se va depune și cerere de finanțare, credem noi, se lucrează deja mult la ea, pe această nouă stație de tratare mecanobiologică. Terenul a fost cumpărat, întăbulat, e aproape finalizat și PUZ-ul pentru zona respectivă și să vedem noile cerințe ca să intrăm, cât să reușim cât mai puțin să depunem pe groapă și să ne atingem țintele și normativele pe reciclarea deșeurilor și depozitare. Înțeles, n-am destul de complicat din câte se vede și cred că veți avea suficient de mult de lucru. Nu să vă plictisiți absolut deloc. Nu, chiar prima lună, care în general e considerată așa cumva o lună moartă. Nu, a început în forță. A început în forță, am avut deja o ședință, cred că o să mai avem o extraordinară plus ordinară, în afară de ședința de buget, pentru că sunt termenele și calendarele unor proiecte majore care trebuie să se realizeze, dar de asta suntem aici, să încercăm să facem cât mai multe lucruri în folosul cetățenilor. N-am mai pomenit de spital, pentru că am văzut că a dat și domnul manager Lazani un interviu, a explicat ce vrea să se facă acolo. E un proiect de care suntem extrem de mândri și din fericire s-a putut finaliza. Ați văzut că și celelalte care s-au finalizat sunt la cele mai înalte standarde. Foarte multă lume care a mers în spital ne spune că s-au schimbat lucrurile extraordinar. Sperăm să se meargă în același ritm și să reușim să le ducem pe toate la bun sfârșit. Optimistă, pesimistă pentru 2023? Optimistă. Da, am văzut că practic lucrurile au început să se miște. În momentul în care vor intra și bani pe toate aceste investiții, cumva implicit lucrurile se mișcă. Eu cred că după ce am văzut cât e de cumplit să stai în casă și să nu te poți întâlni doi cu doi, însă și această normalitate pe care am recâștigat-o trebuie să ne bucure. Avem această strângere de inimă cu războiul în vecinătatea noastră, dar până la urmă alții părinți, bunicii noștri și strămoșii noștri au dus ei războaie grele și eu cred că va fi un an bun pe care o să reușim să-l finalizăm așa cum ne-am propus.